Constructorul care se ocupă de reabilitarea rețelelor din cartierele Zamca și Opcin s-a declarat optimist în ceea ce privește încheierea unor lucrări la termenul asumat. Însă primarul Sucevei Ion Lungu a recunoscut că este neîncrezător în privința onorării angajamentului respectiv. Astăzi terminăm de făcut racordurile în așa fel încât să putem asigura căldură la toți cetățenii din cartierul Zamca. Mai rămân la o două scări care este o problemă de reglare acolo și înțeleg că o vor rezolva. Sunt o parte din cămini, trei cămini pe strada Grigore Ureche, la fel reprezentant în fine, spune că în această săptămână termină, cum văd eu lucrurile acolo când merg, nu cred că termină săptămâna asta, dar în fine, să-l luăm ca atare. Pentru că, din punctul meu de vedere, ar putea să lucreze în paralel, să facă izolații, unii să facă cofrarea, alții să facă branșamentele și așa mai departe. Dar cât de cât față de cum se lucra, se lucrează binișor. Noi am plătit factura, cota din factură, acelor 30%, am trimis factura la încasare sau facturile, că sunt mai multe la București. Sper că în perioada cea mai scurtă de timp să vă iei banii. Reamintim că în anul 2017 primăria Suceava a avut aprobată de la guvern suma de 7 milioane de lei, câștigătorul licitației fiind firma Consix București. În primăvara trecută au fost prevăzute lucrări de modernizare la punctul termic Opcin 4, 2,7 km de conducte, punctul termic Zamca 2,1 km de rețele și punctul termic Ion Vodă-Viteazu 115 metri liniari de conducte. Intervențiile au fost susținute doar cu fonduri de la bugetul local, cu finanțarea proprie a municipiului Suceava și în toamnă firma executantă a oprit lucrările pentru că nu a fost plătită la timp banii de la guvern, întârziind.